Principalele semne ale obstrucției căilor aeriene superioare pe care le putem observa la o persoană sunt tusea, imposibilitatea de a respira și ducerea mâinilor în jurul gâtului. În acest caz, încurajăm victima să tușească. Tușiți, vă rog. Tușiți. Tușiți, domnule, tușiți tare. Tușiți, vă rog. Salvatorul se poziționează lateral și puțin în spatele pacientului, susține cu o mână pieptul acestuia și îl înclină ușor înainte cu podul palmei celeilalte mâini, va administra cinci lovituri pe spatele victimei. Dacă nici după această etapă nu se reușește eliberarea căilor aeriene superioare, salvatorul se poziționează în spatele pacientului cu un picior între picioarele acestuia și cu brațele în jurul abdomenului. După ce îl înclină ușor înainte, poziționează pumnul între ombilic și apendicele xifoid, Adică între buric și stern. Cu cealaltă mână, prinde pumnul și trage brusc spre posterior și în sus de 5 ori. Se repetă aceste manevre până când bolul alimentar este îndepărtat. Dacă însă victima devine inconștientă, este așezată jos și se realizează resuscitarea cardiopulmonară. Alo, bună ziua, avem o persoană inconștientă, vă rog să trimiteți ajutor.